Dacă ești tânăr, ai puțin talent, dar și muncești, câștigi pentru început un sejur la o tabără de vară. Este vorba de 100 de elevi și tineri din diferite localități ale Moldovei, care vor sta 5 zile la o tabără de vară la Vadul lui Vodă, unde își vor prezenta propriile programe și aplicații de calculator. Este o acțiune organizată în premieră în Moldova. Cei 100 de elevi și studenți au fost selectați dintr-un număr de 200 de tineri care au participat la un concurs organizat de Ministerul Tehnologiilor Informaționale. Ei au propus la concurs lucrările proprii la capitolele web, aplicații și grafică. Am trimis un proiect în browser. Acest browser a fost, mă rog, primit. Socot că este un domeniu foarte interesant și merită a fi studiat. Am trimis un proiect care l-am realizat mai înainte de asta, în legătură cu aplicații care constă în redarea în formă de pagină de internet HTML a programului Pascal. Va fi un schimb de experiență, va fi ceva interesant. Lucrurile trebuia să fie originale, lucrurile trebuia să aibă o utilitate și o finalitate și lucrurile trebuia să respecte anumite cerințe legate de categoria în care erau incluse. Adică utilitate, originalitate, funcționalitate, toți care sunt aici sunt câștigători deja. Potrivit organizatorilor, tabăra Ai Tineret, viitorul începe cu tine, își propune să descopere tinerii care au idei noi și proiecte interesante în domeniul IT. Scopul căruia este dezvoltarea sectorului IT în Republica Moldova. Moldova are un mare potențial în acest domeniu. Cheltuielile pentru această acțiune sunt acoperite de câteva firme din domeniul IT. La încheierea sejurului în tabără, juriul va desemna câștigătorii la diferite categorii, care vor primi câte un notebook.